50 cutii cremă ori 35 de... Bună ziua, stimabile. Da. Bună ziua, stimabile client. Vă rog, dacă doriți ceva de la noi... Da. Aveți macarone? Da, avem macarone. Da. Ce calibru și ce lungime are fiecare? Stați să vă spun la ce le folosesc. M-am gândit să fac... Nu mă interesează. Nu mă interesează, vă rog să mă credeți. Eu nu sunt pus aici să măsor lungimea și calibrul la macarone. Uitați, avem macarone lungi cu calibru aferent, da? Și avem aici, de probă, tot așa, macaroane scurte cu calibru aferent. Dacă vreți să le luați, e bine. Dacă nu vreți să le luați, iarăși e bine. Și vă pot spune ce mai avem. Mai avem compot de corcodușe, gen de kiwi, da. Peri de parchet, și altele. Vă dați seama, stimabile client, dacă fiecare client ar veni așa și mi-ar spune la ce să folosesc toate astea, că aș ajunge la Balamuc, da. Aș face un cap cât o baniță. Praf de pușcă aveți? Praf de pușcă nu ține. Păi vedeți, era în legătură cu macaroanele. Cum să cumpăr macaroane fără praf de pușcă? E o chestiune care mă depășește. Numai puțin să o chem pe șefa, că sunt angajat o zi. Șefa! Șefa, vă rog puțin! Șefa, clientul nostru, domnul, m-a întrebat dacă avem praf de pușcă pentru macaroane. Și m-a întrebat și de calibru. Da, calibru. Adică mărimea orificiului de la fiecare macaroană, înțelegeți? Uite. Dumneavoastră vreți să cumpărați numai orificiile? Ne pare rău, dar noi orificiile nu putem să le vindem în macaroane. Stați puțin. Eu vreau să știu calibru pentru că mă interesează să știu cât praf de pușcă să torn în fiecare macaroană, înțelegeți? Asta încercam să explic domnului vânzător, dar nu pricepe. Scuzați-l pe dânsul, dar lucrează doar de o zi la noi și... Da, se vede. O întrebare. Da. Dumneavoastră vreți să gătiți macaroanele cu praf de pușcă? Nu. Eu vreau să le fac o surpriză musafirilor, știți? Când le mănâncă... ele să pognească și să-i sperie! Excepțional! Deci cum să vă spun, macaronele puteți să le cumpărați de la noi. Vă mulțumesc! Dar praful de pușcă luați de la arme și muniții. Am fost și la arme și muniții și mi-au spus că trebuie să fiu înscris la Asociația Vânătorilor și Pescarilor și că să vin și cu permisul. Permisul. Da. Costică? Da, și... Îl servești tu pe domnul, că eu trebuie să mă duc să... Am înțeles, da. Iau niște marfă. Plecați? Da. Lăsați, șefa, mergeți liniștită. Domnule, uite cum stă treaba. Calibru, permis, astea sunt flecuri. Da? Da. Să zicem că îți dau autorizație pentru praful de pușcă. N-ai rezolvat nimic. De ce? Trebuie să mergeți să luați autorizație de la AMS. O AMS? Asociația Macaronarilor Sportivi. Nu mă nebuni, asta nu știam, vezi? Dacă n-am experiență... Acum ascultați-mă. Da. Mergeți la Asociația Macaronarilor Sportivi pe strada Tăiței. Ce număr? Găsiți strada, găsiți numărul, că am mai trimis câțiva clienți, da? Și le cereți o autorizație. Ei o să vă dea o autorizație și în același timp o să vă dea și o repartiție la centru de umpere a macaroanelor. Macaroanele le luați de la noi, deci le plătiți, iar la ei manopera va fi gratis. Și durează mult? Da, 3-4 zile. Domne, nici nu știu cum să vă mulțumesc, Păi, la început am fost destul de dezamăgit, dar acum am dat seama că dumneata ești un om cum se cade și cinstit. Mulțumesc. În schimb, șefa dumneitale, dacă te-ai voie să spun, între patru ochi, așa. Nu prea pricepe sau nu pricepe deloc. E femeie, de, săraca, nu prea are studii, minte creață, fustă scurtă. Da. Și acum să vă dau macaroanele astea. Ce? Calibru este bun? Este perfect. Da. Bun. Da? Este perfect? Atunci să vă fac un bon, să zicem așa. 2 milioane de lei. 2 milioane? Da. E chilipie. Ce stai, domnule, cu macaroanele îndreptate spre mine? Mă credeai nebun, nu? Mă trimiteai pe strada Tăițeilor ca să iau aprobare de la Asociația Macaronarilor Sportivi.
Și îmi lai și 2 milioane pe cutia de macaroane de vânătoare. Hai, mâinile sus! Șefă! Șefă! Lasă că vă învăț eu minte. Scoate tot ce e în casă, imediat! Hai, că te curați! Șefă, v-am zis să vă aprovizionați cu mai multă fidea? Nu? Nu? Avem și fidea? Avem și fidea, dar fără orificii. A, înseamnă că am greșit adresa.